Hai, bine v-am găsit la un nou gameplay pe Sentinel X. Astăzi din nou cu trenurile, pentru că ieri v-a plăcut maxim jocul săptămânii și am fost întrebat de cel puțin 10 ori când o să mai fac un live cu trenuri. Având în vedere că nu l-avem în programul nostru normal, am zis că hai să am o oră la dispoziție să fac un live, pentru că trebuie să vină cineva, bineînțeles, în vizită. O să fac live cu trenuri încă o oră și m-am gândit să mai facem niște tutoriale, să mai învățăm ce și cum merge, pentru că ieri am făcut partea asta care a durat aproximativ o oră, după aia mai avem încă astea două, avem unul de 45 de minute, avem un 120, încă unul de 120 aproximativ, adică două ore, după care avem ceva mai complex de 3 ore și tot așa. Așa că până să facem încă o dată chestia asta, am zis că hai să facem niște tutoriale, să mai învățăm. Intrăm la tutoriale. Astea le-am făcut. Turntable nea 5 minute. Nu cred că mă interesează. O să vedem cum se alimentează o locomotivă. Așa că hai să învățăm treaba asta. Hai să vedem cum se alimentează o locomotivă. Ați mai alimentat vreodată locomotivă? Că eu nu. Frumos acest joc, mă bucur că vă place, mă bucur că am găsit un joc care să vă stârnească interesul. Hai să vedem exact care ești pârla. Andrei Velicu, salut, Tiger Gamer Jungle, Dumi, Robi, Lupu, care este la lucru, dar oricum îi mulțumim că e alături de noi, Tatax și Dumi. Refueling is an important part of keeping a locomotive running, so let's go over how we do it. A refueling stand consists of two components: the hose, which connects to the locomotive, and the pump activation control. A locomotive is already stopped in the right place. Walk over and remove the fuel cap. Da, hai să are rezervorul aici, adică are ceva, intră ceva litri. Uite, aici scrie ceva. Aici ce e ăla? Nu știu ce e ăla. Hai să scoatem asta. Așa. Now, go and pick up the fuel hose. Ia uite. Ia uite, luăm ștuțul, băi. Ștuțul ca la pompă, îți curios cât e. Ia uite-l. Parcă ar fi șarpe. Take it over to the locomotive and attach the hose to the fuel tank. Zici că e șarpe. Ia uite. Ce l-am rupt? L-am scăpat? Ce am făcut? What? Da, l-am luat și îl punem aici. Gata, l-am pus. Fii atent. Că-i dă. Return to the fuel stand and activate the refueling pump. Așa, trebuie să dăm drumul asta. Uite-l, frate, l-am înodat după ăla. The system will automatically switch off once the tank is full. You can see the state of refueling by observing the indicator on the side of the fuel tank. Ia uite, bă, cum curge litri. Aveam 1400, deja am băgat 150 de litri de motorină. Dai să sune! Maria, mă rog, Valentina, o să spunem cât costă jocul Zatrian și cum se numește. Se numește Train Simulator World și costă aproximativ 35 de euro la momentul de față. Ne jucăm ETS2, că ai poză cu el. Nu l-a luat, trebuia să... Da, mă scuzați puțin. Trebuia să ia ăla, nu știu de ce nu l-a luat. Ia stai așa să văd de ce. Nu ăsta. Da, am pus eu fișierul greșit, cred că. Da, acum n-ar mai trebui să mai apară ăla cu trenurile, ar trebui să apară ceva cu 3 simulator. Am greșit eu fișierul care l-am uploadat de la ăsta, adică 100 de lei. Cam acolo, 34 de euro, un pic mai mult, e 20 de euro, e aproximativ 100 de lei, e undeva la 130-140 de lei. Bun, hai că trebuie să luăm ăsta de aici, că l-am făcut full-ul. Îl punem aici înapoi. Hai, mă. Ce-am făcut? Nu l-am luat.
Așa, îl punem acolo. Bănuiesc că trebuie să pun asta înapoi. Așa. Da. Bun, hai să continuăm. Și atât? Am terminat? Se pare că am terminat. Ah, shit. Next. Da, cam atât a fost. Cred. Sau nu? Next. Se pare că l-am terminat. Bun, Daniel Gaming, salut, bine ai venit, Andrei. Măcar ăsta e un joc mai optimizat decât Train Simulator 2. Nu știu dacă neapărat e mai optimizat, Andrei. E vorba că e mult mai simulator decât This is where you'll learn all about train brakes and how they work. Ia, hai să învățăm. Ia uite, ăsta e alt pompa. On this locomotive, there are three braking systems available to the engineer. Dynamic, sport, la treabă și ție acolo. Auto. Ficochi în patru. Independent. Dynamic brakes work by reversing the polarity of the traction motors. When a train is moving, this action causes resistance against the turning axles. As this system only works when the axles are turning, this means the dynamic brake cannot stop a train, only slow it down. Train or auto brakes work by controlling air pressure in a brake pipe that runs the entire length of the train. This pipe connects to brake cylinders located on each individual car. In turn, these cylinders push directly onto the wheels to slow them down. Locomotive or independent brakes are similar in operation to the auto brake. However, this brake only affects the locomotive itself, not the entire train. The independent brake is used when switching cars in a yard or for holding a stop train on level or low grade. What is this button doing? When the auto brake is applied, it directly affects something called the equalizing reservoir. Think of this readout as the target pressure for the air-controlled brakes on the train. Next to it is the brake pipe pressure. This indicates the overall brake pressure along the train. So, as the engineer, you set a desired pressure via the equalizing reservoir, and then the brake system will react to match this target. Să fii atent, să vină cineva cu trufă la pădure, da, Andrei, Andrei, fii atent, fii atent. Cars to see this process in action. Using the auto brake, reduce the equalizing reservoir. Watch for the brake pipe pressure indication to change, matching this reduction and applying the brakes on the train. Set the auto brake to full service. Hai. Full service. Ia să vedem ce se întâmplă acolo. Nu, ceva scade acolo. Și a ajuns la același nivel. Now let's see the same process on a much larger train. Head over to the adjacent locomotive and climb into the cab. Bun, hai să vedem acolo. Unde e ușa la asta? Pe aici? Ah, nu, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, să iasă. Da, mă, închide-te. E, să fii sănătos.
Ia, ci că ăsta e mai mare. Ia, uite-l, tata, cât ai. Pe aici trebuie să plecăm, cred că. Așa. Taram, taridiram, taram, taridiram. Așa. Să închidem ușa. Apăsăm pe niște butoane pe aici, vedem, plecăm trenul, facem ceva, ia uite, pot să-i dau. Engine stop. Oprim trenul? Nu-l oprim. Hai să, n-aș vrea să fac tutorialul ăsta la început. Bun, hai să vedem cum se face cu, cum e cu treaba cu frânele. This train has 100 cars. Let's see what difference this has on the reaction speed of the brakes. Repeat the equalizing reservoir reduction from before, again using the auto brake. Watch how long it now takes for the brake pipe pressure to match. The skill of the engineer is knowing when to start braking. Hai să punem acum pe asta pe full service. Full service. Hai să vedem cât de repede. Now that we have seen the brakes apply, let's see how long it takes to release them. Using the auto brake, set the equalizing reservoir back to its previous position. This action triggers the brake pump. Da, ci că am făcut ceva. Nu știu ce, dar am făcut. Ăsta este Amtrak. Andreea, așa. What? Ce discutați voi, mă, acolo pe canalul ăla? Da, stau, da, e Amtrak treaba asta. Da, hai să-i dăm, să-i dăm continue. Bun, mai facem tutorial sau facem un, o treabă de asta? Hai să vedem că aveam ceva de 45 de minute. Hai să vedem, scenarios, aveam unul de, uite, ăsta aveam 45 de minute. Hai să-l încercăm așa pe neștiute. Ăsta e Train Simulator 2017, nu este Train Simulator 2017. Ștefan, bine ai venit, se numește Train Simulator World. E ceva diferit față de Train Simulator, e puțin mai simulator, zic eu, decât ceea ce am văzut acolo. Hai o cursă, uite, hai că facem acum o cursă. Ia, hai să vedem ce trebuie să facem. 45 de minute, ce că ne ia, să vedem. Eu sunt aici și acum ce ar trebui să fac? There are several locomotive sets that need moving around. When you climb aboard each one, I'll brief you on what's required. Ok. Și că trebuie să le mutăm pe toate trei astea locomotive. Cred. Hai să începem cu asta. Asta, da? Ne-am urcat sus. Și aici undeva e ușa. Așa. Așa, să închidem pe aia. Hai mă, închide-te și tu. Așa, singur, îmi fac de cap. Atât, nu mai e ăla care se uita la mine. Sunt singur! Eu am o machetă cu același tren, s-a timp că mai ești supărat. Nu s-a supărat, Andreea, deci am fost supărat. De ce să fiu supărat? Am zis doar că... Na, v-ați supărat voi la un moment dat, că nu am fost corect, dar... Regulile sunt reguli. Eu n-am fost supărat. Să vedem cum se descurcă. Hai să vedem. Nu poți cu aia. Ba da, pot cu toate care vreau eu de aici. Ci că trebuie să le mut. Na. Și m-am suit și zic că am abordul la comandă de Dead Moving. M-am dus. Și ce trebuie să fac? What? Nu, ci că în aia, nu în asta. What? Nu poți să ieși afară de aici. Ba, uite, poți să ieși pe aici. Bă, dacă de asta vrei, de asta ne strigă.
Așa, m-am suit. Așa și? Amu? Ce fac? This locomotive set has just been refreshed and refueled. Head out and hook them up to your next assigned train. Am înțeles, zice că trebuie să mă duc cu ăsta, stai să vedem, acolo, undeva acolo, de la 6 de metri trebuie să mă duc. Așa că hai să-i dăm bătaie, să-i dăm headlight-ul medium, că hai să-i dăm, că mai nu vrem, la max. Așa, să-i dăm drumul la beculețe. Hai, mă. Dynamic brake, mă, ăla, le buton. Așa. Bă, nu, nu, nu. Ce-am făcut? Hai, mă! Așa, mă, tată. Să văd ceva. Lăsăm ăsta. Ăsta e pe release. Facem ding-ding. Dar nu sunt. Nu sunt supărat. Să vedem, du-te acolo și trage chestia pe șinea ta. Stai să văd cu ăsta ce trebuie să fac și după aia mergem acolo. Îmi dai și mie moderator alfa, nu mă mai întreba. Să dăm drumul și la radiator, să fie pe căldură. Cred că e totul în regulă. Bun, hai să-i dăm înainte. Băgăm pe forward. Și așa. Hai să vedem ce face. Coltrane. Descurcăm. Ia uite, Dita, mai trei locomotive, tată, una după alta. Ia-o pe asta. Sper că linia de cale ferată este setată astfel încât să ajung unde trebuie. Sper. Hai că avem 470 de metri până acolo, limita este de 24 de kilometri pe oră, hai să mai dăm un pic de putere. Aici e aia de alimentat, nu? Parcă, da. Aici e aia de alimentat. Ia să vedem. Măi, eu cred că ăla... Băi, uite, acolo trebuie să mă duc. What? Păi și... Stai puțin cum ajung eu acolo. Că eu trebuie să mă duc să-l cuplez acolo, la ăla, la... Cum îi zice? Shit. Are cumva map? Ia stai așa puțin. Băi, dar fiind să aibă mai... Cum ajung acolo? A, bă, da, gata, știu cum ajung. Mă duc în față. Mă duc mai în față. Să mă duc până acolo și pe aia dau cu spatele, cred că. Hai să vedem dacă e așa. Sper să fie așa. Hai să mai dăm. Avem 18, merge până la 24 la oră. Bun, hai să vedem ce mai ziceți lumea. Păi, ce priorități ai dacă ești moderator? Nu ai nicio prioritate, doar răspunsat.
Domnul mecanic, drumul bune, să ajungi cu bine la destinație. Nu am prea multe destinații, mă joc pe aici, Andrei, prin, cu treabă, prin depou. Cu alte locuri, mai trebuie și o întorci. Pute tot ne-au dat recomandări la un loc, nu știu să zic, Andrei, multe. Dă-i mai tare. Păi nu pot să-i dau mai tare, că și așa am limită de viteză la 24 și o să trebuiască să ajung pe linia aia, dar nu știu cum. Ba da, uite aici. Deci acolo și mergem pe lângă aia. Deci trebuie să ajung pe linia asta de lângă mine. Linia asta e făcută cum trebuie. Bun, eu zic că o să frânăm aici. Așa, ia. Hai mă, pune frână. Așa. Și acum ne dăm jos frumos din tren. Sper să fac bine ceea ce fac, că dacă nu o dau de gard. Ia, hai să vedem dacă facem treaba cum trebuie. Bun, ăsta este setat cum trebuie. Da, o să venim pe linia asta tot înainte. Ăsta o să trebuiască să-l schimb. Așa. Să o luăm tot înainte, pe aici. Așa, hai să vedem dacă... Mamă, cât am de umblat pe jos, frate meleu. Trebuia să-mi cumpere ăștia o mașinuță. Ăsta merge tot înainte și... Hai să vedem. Ăsta e ok. Da, e ok, că trebuie să o luăm pe linia asta pe lângă trenul ăsta să mergem cu capătul altul. E perfect. Am schimbat linia aia, deci e pe bine. Gamer Mario, salut, bine ai venit. Poți să dau share pe Facebook? Poți. Da, Marine, Valentina, dacă ție îți place ceea ce vezi și crezi că ai prieteni care s-au uitat la așa ceva, poți. Am limită, Ștefan, de aia nu pot să dau mai tare. Aole, m-am împiedicat de asta. Bun, hai să-i dăm înainte. Asta e bine, din câte îmi dau eu seama. Da, e bine. Bun. Așa, bine, cam ieși pe partea aia, la altă nu-i bai. Hai mă, stai jos. Acum o să trebuiască să dăm, să dăm release la ăsta. Ăsta să-l băgăm aici, să tragem de două ori de ding-ding. Așa, ăsta-l băgăm în reverse și dăm... Să vedem dacă am schimbat linia cum trebuie. Hop, ajunge. Hai să vedem dacă am făcut treaba sau nu. Blană de pește, îți dau, mersi frumos, Valentina. Gamer Mario, ce faci, mane? Bine ai venit. Du-te în locomotiva din spate. Păi nu, că de aici se controlează toate, că astea sunt legate cumva în serie și se controlează dintr-un singur loc. S-ar putea să meargă și din partea aerantă, s-ar putea să ai dreptate. Totuși că nu știu exact cum funcționează chestiile astea americane. Sper ca ăla să fie ok. Să vezi că ăla nu-i pus cum trebuie. Și o să mă duc tot înainte. Ah, shit. Trebuia să iau pe lângă ăsta. Toate sverzi. O să pun frână.
us our paycheck. Da, aici nu m-am uitat la asta și trebuia să fie să iau pe aici frumos pe lângă el. Așa că o să dau mai în față puțin. Și o să reparăm ce am greșit. Vezi, asta înseamnă să nu fii atent. Așa. Elenușca, salut. Ce să fac? Uite, mă dau cu trenul din nou, Elenușca. Ia. Vrei să sune? Așa, așa cum dăm înapoi. Pune frână. Ok, hai să ne dăm jos și să mergem să desfacem ăla. Hai că uite acum o să încerc, Ștefan, să văd dacă mă duc la locomotiva din spate, să văd dacă funcționează. Ăsta, uite, o să trebuiască să facem. Asta trebuia să facem, vezi ce am uitat-o pe asta. Să o luăm pe aici, pe lângă trenul ăsta. Așa, și hai să vedem dacă ne urcăm aici, dacă trebuie să conducem toată șadrama de aici. Hai, mă, ce că pot să conduc de aici. Și acum pe ăsta îl bag forward, da? Hai. Așa. Lăsăm. Așa. Bă, ce tare. Crei, salut, bine ai venit. Hai, mă. Ia, uite, mă, că reușim, mă, încet, încet devenim mecanic, o normă întreagă. Bine ai venit, nu ai mai schimbat locomotiva, Santi. Bă, nu, că tot locomotiva asta o am. E simulatorul făcut pe trenurile din America. Și cam astea sunt. Hai să mai dăm un pic de șpar. Te pricep la munca de mecanic? Da, mă pricep. Ia, fii atent aici. Hai să-i dăm până la 24, că ai limita. Opa, am depășit-o puțin. E gratis jocul. Alex Gamer, ar fi fost bine dacă era gratis. Dacă era gratis, era o treabă. Dar e 34 de euro. Să te uiți puțin la mesajul pe care ți l-am scris puțin mai sus, scuze că e cam lung. Da. Mi-a zis Andreea să spun că îți cere scuze că n-a zis nimic când ai fost pe live, pentru că erau ocupate cuzitorile și îți mulțumește pentru ajutor. Andrei, nu e nicio problemă. Nu stau pe live cuiva ca să zică ceva sau să mă bage de seamă. Mă bucur că am putut să o ajut. Nu e nicio problemă să stea liniștită, că nu e problemă și oricând pot să o ajut cu ceva. Știu unde mă găsește. Așa, și baftă cu ETS-ul și cu farming-ul acolo, că am văzut pe asta, și să ai grijă, Andrei, la Alex, să nu cumva, nu gamer, la Alex Neagu, să nu cumva să pice vreo drujbă pe mâna lui, că știi ce se întâmplă cu pătoria, dispare. Călin Hașu, salut! Ce joc este? Este un joc cu trenuri care se numește Train Simulator World. Și îl poți găsi pe Steam dacă vrei. Este cam scumpicel. Dar să zic sincer, dacă vrei să te faci mecanic pe locomotivă, este un bun un bun joc care să te apropie de jobul ăsta, dacă îți dorești așa ceva. Bă, eu să zic sincer, dacă stau să mă gândesc numai joburi din astea am avut, v-am prezentat pe canal.
Deci linia asta trebuie să o schimb. Uite, asta o să trebuiască să o schimb. Imediat după ce trecem de macazul ăsta o să pun frână. Hai să ne apucăm să... Așa. Ok, hai să ne ridicăm din ăsta, chiar dacă trenul nu s-a oprit încă, dar se va opri, că am tras frâna de mână, de parcare, și să mergem să schimbăm macazul, domnule. Așa. Hai să ne mutăm linia, uite, se mută, gata, o luăm încolo, e perfect. Ne zlim de data asta aici pe partea asta lantă, frumos, ca să nu mai mergem până acolo. Așa. Și să ne punem aici. E deschisă ușa la mine în spate aici. Stai că închid, că mă trage curentul și și așa am probleme cu urechile, mă dor urechile, apoi să nu avem probleme. Bun, hai să îi dăm pe forward. Claxonăm. Așa. Așa. Și așa. Eu am postul la chețalul, bine ai venit. Toi, ce pierd dacă îl crăcuiesc? Nu pierzi nimica. Hai să încetinim. O, tata. Hai să vedem, se cuplează. Pan. Așa, l-am cuplat și acum object complete. Și acum switch off any activity lights on the locomotive. Hai să închidem asta. Să închidem asta. Hai, mă. Așa. Așa. Altceva? Mai vrei? Ce mai vrei? Set the reverse to neutral and auto brake to full service. Ok. Asta e neutral și service. Full service. Aici. Așa. Choose locomotive prime for locomotive moving. Ok. Gata. Eu zic că am terminat, nu? Ăsta l-a rezolvat, din câte îmi dau seama. De ce s-a saturat astea? Nu știu ce s-a saturat. Hai să o mutăm pe o sită pe asta, că e mai aproape de noi. Să vedem ce fac. Păi nu știu, dacă îl găsești, Călin, H-ul, crăcuiește-l, ce să zic. Dacă îl găsești. Pe aia din mijloc, ai poți juca. Vă cunoașteți pe cu cine, Valentina? Vă cunoaștem pe cine să cunosc. Așa. Așa, ne punem pe scaunul ăsta. Ia să vedem ce trebuie să facem aici, zice. Having just arrived in Cumberland, these need taking over to the locomotive shop for refueling and refreshment. Be sure to disconnect them from the rest of the train first. Am înțeles. Așa, și zice că trebuie să le duc să le deconectez. Disconnect the coupler behind the locomotive. Ok, hai să mă duc să deconectez locomotivele de la vagoane. Aici undeva era asta era. Așa.
seat in the engineering seat to further instruction. Da, aici trebuie să urc eu sus. Așa. Hai să mergem. Închidem ușa. Bun, m-am pus și zice set the brakes to release and sound the horn twice. Ăsta ai bail off release aici și release. Ăsta e pe release. Așa, și ăsta e butonul la horn la locomotiva asta. Bun, și acum ce zice? Să mă duc până acolo. Trebuie să o duc acolo. Și cum fac eu chestia aia? Trebuie să mă duc până acolo așa? Cred că da. Ok. Ok, hai să stai așa că nu mai știu cum era. Put power handle forward. Ia să vedem. Ciprio Bancea, salut! Vrei să zic ceva? Zic de unde ai luat ETS-2. Vrei să îmi zici de unde ai luat ETS-2? De pe Steam am luat. Cipri, dar găsești acum foarte, foarte ieftin. Îl găsești pe, mi se pare că e vreo 3 euro, pe Instant Gaming sau pe G2A. Da, eu îți recomand Instant Gaming. Trenul este mai nou ca celelalte. Da, ăsta e mai nou. Ăsta e și mai mare și mai nou decât cele care le-ai văzut. Ai văzut că are și calculator și de toate. Dar întrebarea mea este, a, uite, pe acolo, pe aici trebuie să mă duc. Sau nu? Sau nu? Cred că trebuie să mă duc înainte. Uite, până acolo unde e ăla roșu. Și pe undeva pe acolo trebuie să vin înapoi, că nu dau seama unde aș putea să... sau trebuie să mă duc unde am venit. Păi, stai să văd dacă găsesc vreo hart, uite, map. Ia stai așa, să vedem cum naiba ar trebui să ajung eu, că trebuie să o aduc... Stai mă, că eu nu înțeleg ce e aici. Eu sunt aici, acum. Aici, eu trebuie să-l aduc pe ăla, aici. Deci singura modalitate să-l aduc acolo, îi să vin pe aici așa și pe aia să dau cu spatele pe linia asta. Păi și cum fac? Switch lever. Păi și mi-arată ceva aici. Hai mă! Păi nu știu cum se face chestia asta, sincer să fiu. Că n-am făcut-o. Vedeți dacă n-am făcut tutorialul. Switch lever, uite, se face să mă ducă încolo. Păi și nu ar trebui să se facă verde. Acum am înțeles, trebuie să aștept puțin. Păi, acum e așa. Și dacă dau click pe el, îți schimbă poziția, cred, sau nu. Hai mă! Acum e așa. Asta e bine. Păi da, să mor dacă înțeleg dacă s-a schimbat sau nu s-a schimbat linia. A, cred că mi-a zice doar ca să știu dacă trebuie să mă dau jos sau nu trebuie să mă dau jos. Ăsta e setat bine. Ăsta, în schimb, dacă dau înapoi, ăsta nu e setat, ăsta e ok, ăsta nu e ok. Ăsta trebuie să-l setez înapoi.
Și atunci... Băi, stai așa, bă, frână, mă, frână, mă, frână! Frână, trebuia să pun frână, de ce nu mi-a zis că trebuia să pun frână? G2A, 3 euro, eu îl iau de pe Mag. Mari, Valentina, îl de pe ce vrei tu? Bun, hai să dăm înapoi puțin. Îi dăm neutral reverse și hai să-i dăm puțin înapoi. Face, auzi? Facem o românească, ia să vedem dacă putem să facem o românească, ia fi atent, că nu s-a mai făcut asta din istoria, ia să văd, pot să fac o șmecherie? Ia fi atent aici, șmecherie, că fug mai repede ca trenul. Poate mă calcă trenul meu. Ce tare e asta. Sper că vine. Da, vine. Hai că vine. Fugi, mă. Fugi. Fugi că vine trenul. Tarantarina, palapanina. Asta trebuie făcut așa. Asta trebuie făcut așa. Și acum așteptăm să vină trenul, să ne ia. Tam taram tam 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 tam. Hai mai frână, că te aștept de jumătate de oră. Hai mă, vii odată! Băi, trebuie să mă duc eu înapoi la el, mă. N-ai văzut așa ceva. Hop! Bă, nu m-am zis unde trebuie. Da, da, bă, dacă pot să intru și pe aici. Așa. Așa. Dar n-ai. Așa. Și gata! Ce ziceți de mine, a? Mă pricep sau ce? Salut, Meister, salut, salut, bine ai venit. Băi, eu vreau jocul decât cu Sidiki. Băi, cu Sidiki îl primești. Bun, hai să-i mai dăm puțin. Hai să mă mai duc puțin pe hartă, că, ca să văd. Deci, următoarea juncțiune, asta teoretic ar trebui să fie ok. După care asta, iar ar trebui să fie ok că mă duce pe ăsta. După aia asta mă duce pe linia asta și ok că mă duce până aici. Trebuie să duc pe linia aia și eu trebuie să vin tocmai până, mamă, unde până aici trebuie să vin ca să mă bag pe linia asta după aia și să vin înapoi până... Până unde trebuia să vin, că nu mai știu. Până aici. Deci pe linia asta. Avem de mers. Așa că hai să-i dăm, să-i dăm, că avem de mers. Ia să vedem ce ziceți acolo, te pricep, da, cum, naiba, n-ai văzut că am fugit înainte trenului să schimbă macazul? Ce e, ce ai făcut, bobiță? Ia să vedem, aia e bine linia, mă duce pe exterior, dar nu-i problemă. Să-i mai dăm un pic de șpan. Uite,
până acolo trebuie să ducem pe ăsta și să-i băgăm benzen, că nu mai are motorină, nu benzină. Mersi, Santi, pentru DLC, super tare, m-am și plimbat când, când l-am făcut. Ok, Meister, felicitări încă o dată pentru, pentru premiul tău, să te bucuri de el, mulți kilometri fără reparații capitale. Blană, Ștefan, nu poți să-i dau blană, urmează pe un alt live, un joc pe care să-i dăm blană. David, salut, bine ai venit! Salut, papa! Pare că trebuie să ajung pe linia asta la tău. Să mă puțin mai în față. Ce ziceai că mai faci un live astăzi? Nu, nu cred, Andreea, pentru că trebuie să vine cineva la 6 și 20, 6 și jumătate. Mi-a zis că vine în pace și aș vrea să să lași așa. Adică nu o să pot să-l fac mâine. Dai viteză să ajungi mai repede. Nu pot să dau viteză că o să mă penalizeze la puncte. Vezi acolo în colțul din dreapta sus, faci strângem niște puncte. Și cu cât strâng mai multe puncte, cu atâta o să fie mie mai bine. Hai mă, unde e intersecția aia odată ca să ajung și eu la pe linia aia la... Ajung, uite acum ajung. Ajungem. Așa, intrăm și îl punem. Ăsta acum trebuie să-l sucim și hai mă, sucește-te. Așa. Și hai să vedem acum pe map. Hai să vedem. Ăsta e bine, merge așa. Sunt eu aici și linia merge încoace. Ăsta e setat bine, merge cum trebuie. Ăsta e setat bine. Ăsta e setat bine. Ăsta e setat bine. Ăsta nu mai e. Sau ba da. E setat și ăsta bine. Asta bine, asta bine, asta bine, asta bine, asta bine și trebuie să ajung aici. Perfect, nu mai trebuie să mă duc decât până înapoi. Hai mă, și să-i dăm cu locomotiva înainte. Daniel Mihalache, salut, ce faci? Mai faci OMSI 2? O să fac la un moment dat. Nu săptămâna asta cu siguranță, pentru că eu nu l-am jocul, o să trebuiască să văd să-l fac rost. Și după ce... Hai mă! După ce o să-l fac rost, probabil o să fac și aia. E, nu te-n spanac. Așa, să închidem și ăsta. Ne punem jos. Sunăm de două ori. Așa, forward. Release. Și
Sasune, dai Sasune, hai să vedem. Abia aștept să te văd cu OMS-ii, poate așa văd și eu să-l joc, dar tu l-ai lucrurile și nu știu să-l joci sau ce. Grapenco Mihai, salut, bine ai venit! Ia să vedem aici cum se iau, ce pișor se vede. Ia uite. Se cheamă jocul. Jocul se cheamă Train Simulator World, Mihai, și îl găsești pe Steam, e undeva la 34 de euro. Este un simulator în adevăratul sens al cuvântului, în ceea ce privește simulatoarele de trenuri. Îl am și nu am reușit să joc. Păi de ce? Nu merge? Nu găsești setările sau e greu sau ce anume? Ok, asta. Am intrat pe Trackers MP, l-am descărcat, dar nu mi-apare să bifez modul de iarnă, doar ETS2 și ATS2. L-ai instalat, poate nu-l mai are, nu știu, să zic sincer, David. Poate nu-l mai modulul de... Dar oricum, după ce-l descarci, după ce-l instalezi, după aia își descarcă el niște module pe acolo. Adică vezi că sunt mai multe update-uri. Cu ea pe acolo și după aia la bifurcația aia se face pe stânga. Sper. Cu plăcere. Bun, hai că cred că trebuie să-i facem și fueling-ul ăsta, adică sper să trebuiască să-i fac și fuel-ul. Dă-i să sune! Pregătim de, și anume, frânare.
Să nu îmi zici că din cauza la aia 2 metri nu se ia în considerare. Bă, tăteți, pana. Așa, zice că obiectul e complet. Acum ce mai vrei să fac? Connect the hose and activate refueling. Bun, hai să ne dăm jos de aici. Așa. Luăm asta. De fapt, bine că l-am pus înapoi, că trebuie să desfac ăsta. Bine că am făcut tutorialul, că am cumva... Ia uite șarpele! Șarpele! Demara, aici. Așa. Și trebuie să desfac asta. Au zis că se oprește el, parcă, nu? Așa ziceam. Salut, Black Devil! Salut, bine ai venit! Hai să vedem. Ok. Objective complete. Hai să oprim pe ăsta, de aici. S-a oprit singur automat. Ăsta îl iau de aici, îl pun înapoi aici. Așa. Ăsta de aici îl iau și îl pun acolo. Și... da. Cam asta a fost. Acum trebuie să mă urc sus și să văd unde trebuie să-l duc. Așa. Hai să vedem unde trebuie să mergem cu el. Așa, ne punem jos. Sound the horn twice and stop at the pit track. Unde e pit track? În spate? Păi, în cazul ăsta punem pe reverse. Nu trebuia să ne punem aici, dar mă rog. Fain, jocul ăsta mi se pare mai interesant ca Train Simulator, da, este mai interesant și este mai simulator decât Train Simulator, pentru că ăla e mai mult, să te plimbi prin trenul, sunt într-adevăr ceva mai multe chestii astea de făcut, dar ăsta pare, mie mi se pare că e mai simulator decât ăla. Exact, trebuie să pui, opa, stai așa, full. Objective complete. Așa, altceva? Set the lights to off. Ăsta. Așa. Parcarea e pe full, nu vei merge, sigur, pe handle, sub pressure, full service. Așa. Set the reverse to neutral. Așa, corect. Asta nu e uniform, neutral. Aici, așa. Climb aboard a locomotive that needs moving. No, bine, hai. La picior, tată. Facem piciorul frumos. Vrei să te închizi? Eu am încercat. Bun, hai să sprintăm 500 de metri. Întotdeauna când claxonezi, adică trebuie să claxonezi când pleci de pe loc, indiferent o dată și două claxoane, nu, de fapt două claxoane înseamnă că pleci pe loc, de pe loc. Un claxon nu mi se pare că înseamnă avertizare, că vin, ai grijă că vin, iar trei claxoane una după alta înseamnă că te oprești și rămâi acolo. Adică e un fel de destinație finală, o perioadă mai lungă de timp sau ceva de genul.
Am impresia că îmi scade din puncte dacă fug printre linii. 1955. Nu, văd că e ok. Dar teoretic n-ai voie să fugi. Vezi că nu, îți apare ăla roșu dacă fugi printre linii. Așa. Ăsta ci că nu are nevoie de nimica. O să mă sui în ăla lantul să văd ce are nevoie ăsta. Ia să vedem. Așa. Well, that's cleared the decks a bit. Thanks for helping out. Grab a coffee. You deserve a break. Ia. Să vedem ce zice. Să nu zici că trebuie să pornesc, că m-am scos, că habar n-am cum să... This locomotive has had several traction motors replaced. It's ready to be put back to work. So flip it round on the turntable and hook it up to the assigned train. No, stai așa un pic, să vedem. Switch on the required systems. Fui, no, stai așa că acum învățăm cum să dăm drumul la locomotivă. De aici trebuie să-i dăm drumul la... Deci așa se dă drumul la locomotivă. Cei care vreți să vă cumprați locomotivă și nu știți cum se dă drumul la o locomotivă, ceva de genul trebuie să faceți. Deci trebuie să-i dăm la ăsta așa drumul. După aia trebuie să... What? Fuel pumps-ul e totul sus. Ăsta putem să-l închidem. După aia trebuie să... să mă pun aici jos. Să-i dăm drumul la generator. La toate trei. Așa, după care trebuie să mă duc afară, așa, și cum îl deschid pe ăsta? Păi, cum îl deschid pe ăsta? Unlock the engine bay try. What? Gata, l-am deschis. Așa, așa. Turn the switch left and hold it in prime for at least 4 seconds. Așa. Doi, trei, patru. Încă o dată. Unu, doi, trei, patru. Cred că trebuie să fac așa. Fac. Trei, patru. Așa. Așa. Hai că l-am pornit până la urmă. Nu știu ce am făcut acolo, dar... Dar l-am pornit. Așa. Zice așa, set the isolated switch to run. Acolo sus trebuie să fac, uite asta. Isolation run. Așa. Set the cutout valve to fright. What the heck? Cutout valve to ce? Nu full service. Aici merge. Dar nu e ăla. Nu e ăsta. E ăsta. Așa. Și după aceea auto brake to release. Gata. Increase the throttle to change the brake pressure. Păi da, trebuie să ajungem cu ăsta peste roșu. 79 PSI și acum cât avem PSI? Avem, e ok. Stai puțin, că ăsta are... Păi și nu e? Stai așa că nu știu cât de unde mi-arată. Mi-arată brake pressure. Trebuie să trec cu ăla. What?
ceva n-am făcut bine, cred că. Pentru că este peste. Red brake cylinder, white brake pipe. Vapor release. Peste 79, mă, îți ceapa ta. Da, să mor dacă știu ce fac aici. Ce joc e ăsta? E ăla cu trenurile Ruxy. Salut, bine ai venit, Black. Bă, niciun bă, Ruxy, fără bă. Fără bă. Brake pressure pare să fie 60 și un pic. Păi ăsta este și zice peste 79, dar eu credeam că ăsta albul îmi arată. Ia, stai să doresc mai tare. Mi se pare vouă că se mișcă ăla albu. Asta e cât pun full application, vezi? Este 80 și ceva, ăla alb se ia în considerare, ăsta. Deci să mor dacă știu ce trebuie să fac. Raise the brake pipe. Raise the brake pipe. Deci, cel puțin eu așa văd că scrie aici, stați așa, ne punem aici și uite, scrie acolo, red brake cylinder, ăsta e așa, iar white e brake pipe. Brake pipe-ul e pe 80 și aproape la 90, deci brake pipe e above 79. Așa că e, probabil că este un fel de bug aici sau ceva. Tantam, deci da, red main rezervoar, red e ăsta și white egalization rezervoar. Deci amândouă sunt, așa că nu înțeleg de ce nu mă lasă. Hai că mai încercăm o dată. Da, cred că cu siguranță e un bug sau ceva, pentru că eu zic că am făcut ce trebuia. Deci eu zic că am făcut ce trebuia, am ridicat chestia asta, așa că o să ne dăm jos. Cu siguranță o să trească să scot asta afară de aici, așa că e pe linia asta. Trească să intrăm aici. Să... Așa. Invers.
Bun. Și acum îi dăm locked. Și acum ar trebui să funcționeze or something, something. Se pare că nu. Sau că eu salut. Poate explodez trenul. Nu știu dacă explodez sau nu. Dar nu înțeleg ce naiba am făcut sau ce, de ce nu vrea să ia treaba asta. Pentru că eu sunt sigur că brake pressure-ul este ăsta. Hai să vedem dacă putem să-l pot să-l mute pe loc. Uite, acum ăla îi zice brake pipe pressure to about 79 PSI. Ăla alb este peste 79, clar. Deci 79 este aici undeva. Și aici asta, și este red brake cylinder. Nu zice nimica de brake cylinder, zice brake pipe white. Și asta este. Așa că să mă lase în și anume pace. S-a oprit. Așa. A, uite-mă, acolo cred că trebuie să ajung. Uite, brake, power, trebuie să ajung. Dar nu, că ăla-i power. Nu, asta-i cu siguranță, e puterea electrică. Da, nu știu, să vă zic sincer, că mor dacă știu. Este vreun mecanic pe aici care să mă ajute? Dragot, Adrian, ai presiunea... Ai presiunea... frânei prea sus, de asta se oprește. A, nu, știu că se oprește. Nu, el zice că rise brake pipe pressure to above 79, adică trebuie să ridic presiunea în instalație ca să plec peste 79 de bari sau, mă rog, PSI pressure per square inch, ceva de genul. Mă rog, nu contează. Să ia, zicem, bar, 79 de bari. Și este peste 79, uite. Asta este asta alb, care ar trebui să fie peste ăsta și este, dar e mocan jocul ăsta și nu vrea să mă lase niciun. Hai mă, închide tine, bă. Și asta nu știu ce să facă, de știu, am pus eu frână acum, de aia, uite, că dacă scot asta afară și dau pe, nu pe e-love. Release, așa. Merge. Încearcă să scazi că ai 90. Păi da, îmi zice trebuie să am peste 78. Eu pot să scad. Nu-i problemă. Ha? Da, nu știu să zic sincer exact, cred că e un bug ceva. Pentru că nu-mi dau seama care e șpârla. Demers totul funcționează, oare o fi ceva pe afară? Ia, hai să vedem pe ce prin joc, că trebuie să... Ia. Loop pressure, ăsta e ok. Ce că e ok. Mai este ceva ce se deschide pe aici? Nu văd nimic, ca să moară Cibilan dacă văd ceva. Motorină avem. Da, cred că momentan o să ne oprim aici până o să găsesc eu o soluție pentru chestia asta. Oricum va trebui să opresc live-ul pentru că încep să sună telefoanele și să vină lumea.
Ăsta a fost episodul de astăzi cu trenul, sper că v-a plăcut. Black Devil Sentinel e un tip de live de a fi școala lui Sentinel pentru conductori, pentru conductori de trenuri. Da, Black Devil, da, e o idee, facem data viitoare. Cam ăsta a fost Train Simulator-ul de astăzi, sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că nu mi-am dat seama ultim, că până acum ne-am descurcat de minune, am făcut tot ce am pornit și locomotiva, am făcut tot ce trebuit, am tras siguranțe, am de toate pentru toată lumea. Sper că v-a plăcut, vă aștept și pe următorul live. Mâine probabil o să mai fac unul cu trainul, să vedem dacă prinde la fel de bine, deși nu s-a înghesuit lumea foarte tare el decât cei obișnuiți, dar una peste alta, mie mă bucur că vă place. Astea fiind spuse, vă mulțumesc frumos pentru atenție, ne vedem mâine la Frankfurt pe Europa 2, la VGCC, Europa 2 mâine, pentru că este duminică. Să vedem cine rezistă pe cale Duisburg pe Europa 2, cine scapă, cine poate. Astea fiind spuse, vă urez noapte bună și ne vedem când ne auzim. Seară bună, pa, pa, lucrurile, serviciu și pa! Digital.